Da. Asta este cântina Bușului pe care le mai cu astea, asta e cam zona noastră, astea, și astea, dar mai... Tot la fel. Astea, uitați, zona de Telorman este cea de acolo. Și asta, asta e tot la noastră. Asta e tot la noastră. Uitați, zona de Telorman este asta cu sufletul. Da. În general, în general. Haideți să... Hai primare, vezi că vine cu pâine, hai că ți-am avut foame. Domn primar! Ceva cu dumneavoastră, că vreau și pentru Căminul Cultural să fac o sală la fel, deci tot particip cu tot, dacă faci o cameră, cu tot ce trebuie, mai puțin vedre, mai puțin, dar obiecte de decor și costume populare, ca să... Mobilă vechi, da, domnule, și pe care trăiau înainte și foarte bine, trăiau și n-aveau. Exact. Biblioteca, că familia Popescu era o familie care îi plăcea să studieze. Asta e mai modern acum. Nu, păi vreau să o pun în sus, da. Aici este Neagu Giuvara, întemeitorul Comunei Giuvărești. Ăsta e preotul Dumitru Popescu. Da. Pe care îl vedeți, e tabloul de, cred că, 70-80 de ani de când o fi. Da. L-am găsit undeva pus așa, costumul de preot. Aici e camera de oaspeți, adică unde se primeau oaspeții, cu un covor de la Tantilia Petcu, cu un tablou în ulei, care este original în Nunta Țărănească, așa se numește. Da. De cine e pictat? Chiar nu știu să vă spun. Nu știu să vă spun. Văd că e semnătura, da. Crișan, zice aici. Însă... 1977. Da, da. Crișan, 31 iulie 1977. Da, da. Aici este costum bărbătesc și costum femeiesc de Walt. Da. Așa. Diferit, asta este vârtevnița. Ce nu mai e nejdu? Da, ăla e scos, e scos, este scos asta, cum îi zice... descos sâmburii de la bumbac. Da. Așa. Nu. O mașină, mașină de scos. Îi zicea cumva, dar nu mai știu. Da. Încă nu știu ăla de acolo ce este. Ăla înalt. Aia este furcă de tors, ăsta e cicric. Războiul de țesut la care m-a ajutat Antilia pentru că am năvădit. Așa, pat cu tabliță rănesc. Foarte frumos. Am să fac poate și mai mie și mie, ca să pot să am discuție cu directorul la Muzeul Județean, să vedem cum reușim să-l introducem cumva în circuit. Da, un ceas cu cup pe care l-am primit împreună cu un costum popular foarte frumos, o ie pe nailon. Da, astea sunt grăpate, da. Domn primar, le-am pus doar de decor, nu și de folosință. Am și de folosință, una sau două. Și el l-a călcat, vedeți cum călcau acum, trebuie să avem stare. Noi le-am aruncat, că îi le aduceam mai departe. Mașină de cusut singer, pe care o vedeți acolo. Ce sunt vă mai ei? Lada de zestre, cu care femeile fetele mari. Aveți foarte mult. Și să știți că mai am. Liniștea, deși nu se poate zice că îți găsești liniștea, dar cât de cât m-am în costume, mai și confecționez. Și din donații? Nu prea. Dar lucrurile?
lucruri din astea așa. Și lucrurile am făcut. Mileuțuri din... Am până, da, da, așa. Prosoapele. Da, 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 asta da. Dar am investit. Vreau să știți că astea încă le mai găsim pe la oameni pe acasă, mai găsim lucruri vechi, țesute la război alese. Da. Eu m-am încă un... prosoapele astea, țesute, da. În schimb, costumele populare găsim, dar mai puține. Adică nu mai sunt, nu le mai găsim. Nu, nu le mai dau oamenii. Nu, a, nu, nu le mai dau, pentru că nu au nici mâncare pentru copiii lor. E adevărat, pentru că știți de ce? Eu am văzut la cineva pusă pe prag o boștea. Și era ca doia și zic, nu mi-o dai mie, păi asta așa, lăsă, lăsă. Când a venit și a văzut-o, da. Cum arăta după ce am recondiționat, am mai bătut-o cu ață de aceeași culoare, nu e chiar la fel, că atunci erau... Da, noi atunci am reușit să facem culat izmana pentru copii la... Da. Dar știți ceva? Da. Una e când e el individualizat și e personalizat pentru fiecare parte, una e când le-i toate la grămadă. Ele dau bine doar la păstic, la televizor, că da. Iau, deci... Da. Sunt toate costumele la fel, dar în schimb, ele ca valoare, n-au valoare costumele. Nu sunt aici la muzeu. Adică n-au valoare, că asta e. Da, da. Le văd și am fetele alea care cântă, le-am făcut și lor cu un costum special, am vrut să le fac, să le dau. Da. Nu le iau, nu le îmbracă, pentru că pe unde să duc, să nu văd, să văd că sunt noi. Și nu e patentat timpul. Da, nu este, da. Nu, da, nu le îmbracă. O să am eu grijă și de asta, da. Cum îi zice, de Alexandra. Alexandra și cu Gianina, da. Știu, dar nu am pentru amândouă, pentru că da. Cel mai nou, adică cea mai nouă achiziție a mea este această fotă pe care am luat-o de la cineva de la Islaz. Și am insistat foarte mult, de un an de zile, de când mă tot țin de acea doamnă și nu știam ce are. Și mai are. Dacă vrea, eu pot să o pun în... Și să știți că la un preț, la valoarea pe care o are, a fost prețul da? Accesibil la pensia mea, știți că eu am puțin mili peste da. Economie. Și mare și o cămașă sau două, dar nu sunt chiar așa de... Nu e, nu sunt camere. Da. Ca, bine, da, am și eu. Țesută. Am și eu. Este pânza țesută. Știu, și lucrată în manual de da. O femeie, da, da. Are valoare. Da, asta așa este. Și când... Și de oamenii așa trăiau, toți oamenii erau la fel, da, adică da. Toți aveau sobe pe jos puse țesăturile da. Astea, pământ, dădeau cu varcă unii... pereți, exact. Adică nu ca acum toată lumea tânjește pe lux, nu știu ce vrea pe jos, da. Nu știu ce vrea la bucătărie, nu știu ce mașină de spălat, nu știu ce mașină de plimbat, da. Da. Adică oamenii acum, nu știu, s-au cănuat un pic sau ne-au depășit, orică ne vedem unii pații și vrem să-l ajungem pe celălalt și uităm să mai trăim da. Și uite așa da. Că toată lumea trăia la fel. Mai la toți, da. Toți mâncau cam la fel, da. Toată lumea și da, se îndrepea curent, în același timp toată lumea că știți da. Foarte bine cum da. Am dus-o. Să mai și aduc aminte și da. Tineretul, da. De ce a fost odată frumos. De asta, și oamenii se distrau, se bucurau și cu perdelele nu prea sunt în acuantitate, trebuie să găsesc, nu trebuie să găsesc niște perdele croșetate, o să vorbesc, o să văd unde găsesc, cum găsesc, ca să fie în ton cu ceea ce am expus aici. Că da, chiar niște prostoape cusute cu mâna manual, așa lăsate la da, jos. Da, da, nu să mai, nu să mai vede așa, lumina. Ca să... Nu mai e lumina. Nu, decât pe lateral. A, da. Aici pic, am lada de zestre cu tot felul de chestii. Ia uitați ce model are. Au ștergarele de burangic. Da. Deci am vreo 50 am cu model și 50 fără model. Care totuși sunt o valoare. Pot să mă laud că am aici un scurt de brandic. Și eu. Da. Și eu. Da. Sigur, temniță pentru scăsurarea da. Aici am niște opinci făcute acum câțiva ani undeva lângă Pitești, când am fost eu la Brădet. Să o să vorbesc cu domnul Ionel Marcu, director de la ansamblu de la Vișinu, unde fac eu parte, să-mi dea, dar sunt mari. Pentru mine nu se potrivesc, dar ca să le pun la costumele bărbătești, dar sunt autentice. El a fost director la ansamblu Corbeanca de la Craiova. Da, să știți că în sinea mea eu am o supărare așa pe cadre izratice, pentru că mi se pare că ei nu mai fac nimic, doar dacă sunt plătiți, sunt suplimentari. Da. Păcând dumneavoastră, stați până la nu știu ce oră, păstarul da. Care l-am văzut, am văzut și eu fotografii vechi, că le mai am pe la primărie, n-aveți condiții ca acum, adică să dai căldura pe fereastră, că nu mai poate să stai în școală,
Și veneau, dumne, făceau, de ziua națională, de tot felul de evenimente, ei să mă implicau fără să fie plătiți. Am ieșit la pensie cu 1570 de lei. Se vorbesc ăștia pe sticlă, că pensia nesimțită, alea sunt povești. Aia a fost pensia lui după 4-6-17 ani de muncă în primărie. Mă înțelegeți? 1570 și mai am gaia de invaliditate de 1800. Bă, la ce ajutor social? S-au schimbat multe lucruri. Multe lucruri în bine. Și frumos. Eu am tot la treabă pe oameni. Adică da, bineînțeles. Au oferit locuri de muncă, i-a disciplinat, a atras proiecte europene, în general cu agricultura. E zona unde se practică agricultura. Calcă altceva. Da, dar și trebuie. Dacă ei nu vor, să știți că băi, cât am neînchinuit. Dar și dar fața. Și trebuie să implice, să-și asume să fața, fața comunei. Da. Fața comunei este schimbată. E cu totul și cu totul. Când intri, da, când intri da, în comună se vede. Ca să mai mulți bani, adică față din 2020 când am venit eu, aveam 9 miliarde de proprii, anul ăsta am avut 20 de miliarde. Așa că adică la mine avem grada da, și nepoata care este studentă la agronomie și prezentarea de familie și care are bursă de merit este și fără de promit. Hai ajunge și cu O bunătate. Fasole, la ceaul. De da, ei? Să dați colea ca să puneți și să de prăjala să se prăjească. Puteți să ne facă aici o filmare amândouă? Și se numește A sosit și toamna vieții. Doamna Popescu, când și eu un cântec de Maria Lătăreți. Cu mare drag și Ileana o să ne cânte, are o voce superbă. Da, îmi place, și la biserică peste tot. Să ne liniștit, că toți ajungem acolo. Ne cumpărăm dinți. Da, da, deci, sunt bine. A sosit și toamna vieții, s-au dus anii tinereții. S-au dus unul câte unul și s-a scurtat drumul. Făcui o poală de ani și o mulțime de dușmani mai. Făcui o poală de ani și o mulțime de dușmani mai. Este o vorbă din bătrânii, prietenii puțini și buni mai. Am prieten unul și unul, puțin bun și vechi ca vinul. Când mi-a fost pe lume greu, m-a ajutat Dumnezeu mai. Mi-a pus Domnul stea în frunte și le-am luat-o înainte. Și-am ajuns în fruntea lor, în fruntea dușmanilor mai. Cât ar fi drumul de scurt, mai am multe de făcut, măi. Copiii să-i rostuiesc, nepoții să-mi cresc, măi. Copiii să-i rostuiesc, nepoții să-mi cresc, măi. Vreau să vă spun că... Bravo, doamne, bravo.
Mulțumesc! Ce vreau să vă spun că registrarea, că eu am și CD-ul, este făcută cu ansamblul Mugurașii Oltului al Comunei Giuvărăși, care atunci când era, avea 42 de instrumentiști, de la 4 până la 20 de ani, până la studenți. Când trăia domnul Mitu Bucureșteanu, un dirijor deosebit, un muzician deosebit, și vreau să vă spun că activitatea culturală... Îi dau și domnului primar. Da, și cu autograf. Vreți să... Nu, n-am știut despre ce e vorba și da, după aia vă scriu eu. Da. Câteva, ma? Ce vreau să vă spun că activitatea culturală a Comunei Giuvărăși... Tu ai rămas după taia de la Băneasa? Da? La Băneasa? Aici nu e la cadă, aici e la pădure. Pădure la Băneasa. Activitatea culturală a Comunei Giuvărăști este continuată cu o poezie pentru astăzi. Două artiste deosebite, mulțumesc. Două artiste, două fete, artiste în devenire, care acum sunt la conservator. Otilia asta, Alexandra Andrei și asta, Gianina David, așa, care cântă la diferite spectacole. Există un ansamblu de dansatori, deci continuă, plus ansamblu de instrumentiști care există. Da. Așa că putem să vă spunem că ne bucurăm de păstrarea și continuarea tradițiilor culturale în Comuna Giuvărăși. E, cum să nu? Da. Ia dumneavoastră acum când vezi ce vreți. Mulțumesc, domnul profesor. Eu vă mulțumesc și pentru participare. Bine, stați că tuturor vă mulțumesc pentru prezență. Și așa, și vreau să spun că e o mare bucurie și o mare, cum să vă spun, sufletească, că vă am astăzi alături la sărbătoarea națională a României, a tuturor românilor, și oricând doriți, vă așteptăm cu mare drag. În general, este mai plăcut vara, când este ziua Comunei, pentru că de Constantin și Elena se promovează ziua Comunei cu spectacol, cu diferite activități și atunci e mai comod, e mai cald, e mai plăcut. Acum e mai... E foarte bine. Suntem mai aproape unul, doar vă. Da. Ne încălzim. Mulțumesc frumos! În numele familiei Popescu, numele în amintirea străbunicului, soțului meu, că ați venit astăzi să onorați această sărbătoare aici în muzeu, în Casa Memorială a Preotului Dumitru Popescu. Ați văzut la intrare, există o placă comemorativă în care am pus prima ramură a familiei și a celui care a construit această casă. Această casă a fost făcută în anul 1900, are 123 de ani, a fost construită de sârbi. Jos are un beci care nici acum nu are egrasie și nu așa, foarte bine, și se prezintă așa cum ați văzut-o dumneavoastră. Ne-a străduit ca să facem și noi lucruri bune și frumoase, să continuăm tradiția și amintirea celui care a fondat această casă. Și de câte ori vă face plăcere, vă așteptăm cu mare drag. Da. Vă mulțumesc din suflet. Doamne ajută! Că din mai rar onoră care face așa ceva pentru familia. M-aș lăuda, dar să știți că eu am fost cea cu inițiativa și dacă ar fi fost după soțul meu, era făcută bani și cheltuiți banii până acum, casa. Dar eu am zis, băi, e jumate. Măcar trece jumate. Jumate o vis, tu jumate rămâne mie. Și că, băi, nu se poate. Că e cu act de vânzare, cumpărare, și nu se poate să vând eu jumate. Atunci dă-l la soții să fie a noastră, da, și să se bucure și cei care au construit-o și cei care vor urma după noi să rămână un... Dar cântă și moldovenul acum. Statul moldoven cântă și el. Încă Giuvărăși.
Da, a fost, a făcut parte. Nu vine cuțal meu, nu știi că plânde dorul tău, nu știi că plânde dorul tău. Mi-a trimis necuță carte și mă întreb de sănătate, și mă întreb de sănătate. Iar eu îți răspund prin stele, iar eu îți răspund prin stele, toate gândurile mele, toate gândurile mele. Uite-te, neicuță, la lună și de vedea o că-i lumină, să știi că sunt cu voie bună. Iar de vedea o întunecată, iar de vedea o întunecată, să știi că sunt supărată, să știi că sunt supărată. Să-mi calici calul și să vii pe potecuța dintre vii, unde ne iubeam întâi, mă. Până boi ori pași de iarbă, până boi ori pași de iarbă, noi să ne vedem de treabă, noi să ne vedem de treabă. Vreau să vă spun că mă bucur că sunt aici. Am mai fost invitată odată și n-am reușit să ajung. Am făcut pană pe drum atunci și am spart telefonul și acum câteva zile iar am spart telefonul și n-am mai luat legătură cu doamna Marinela, dar Dumnezeu mi-a ajutat și am ajuns astăzi aici. O să vă cânt în primul rând un cântec de la biserică, pentru că eu merg la biserică și după aceea o să cântăm ceva legat de ziua de astăzi, pentru că e o zi mare pentru noi românii și așa se cade, zic eu. Doamna are o voce care bate pe orice soprană. N-am cântat de mult, să știți. N-am cântat la plăbicele asta. Mai așa să ne vedem. Se numește. Ne-am cunoscut la mănăstire la Plăviceni și am rămas prieteni. Da, costumul pe care îl vedeți aici, primul costum, este donat de dânsa. Plus ceasul cu cuc care nu funcționează, dar e pus de decor. Păi, primăvara vin cucii. Așa? Da. Bine, Ilan. Da. Succes. Mulțumesc. Doamne ajută. O rugăciune către ceruri zboară, o rugăciune către Dumnezeu. Maică curată, pururea fecioară, ridică greul sufletului meu. Maică curată, pururea fecioară, ridică greul sufletului meu. Mă înfășoară ispita pierzării, ispitele mă macină mereu. O, Maică, dă-mi tu virtutea răbdării și mijlocește către fiul tău. O, Maică, dă-mi tu virtutea răbdării și mijlocește către fiul tău. O rugăciune către Domnul Slavei noi înălțăm din pieptul suferin. Ascultă ruga, tu ne iei salvarea,
cine scapă, Maică din nevoi, ascultă ruga, tu ne ești salvarea. Cine scapă, Maică din nevoi? Maică curată, pururea fecioară, ridică greul sufletului meu, căci numai tu ne ești mijlocitoare și mijlocește către fiul tău, căci numai tu ne ești mijlocitoare și mijlocește către fiul tău. Bunii frați, prea mult am fost năpăstuiți, de acum hai să fim uniți, căci vruta Dumnezeu cel Sfânt să stăpânim acest pământ. Deci tu, române, nu uita de neamul tău, de țara ta. Și atunci când ești departe de sat și neamul tău, să spui cu demnitate, român voi fi mereu. Și atunci când ești departe de sat și neamul tău, să spui cu demnitate, român voi fi mereu. În lupte grele neîncetat, strămoșii sânge au vărsat, ca vești de vești să dăinuiască a noastră viță românească. Și la altarele străbune întreaga obște să se adune, și badea Ion să-și areglia și Ana lui să-și poarte ia. Și atunci când ești departe de sat și neamul tău, să spui cu demnitate, român voi fi mereu. Și atunci când ești departe de sat și neamul tău, să spui cu demnitate, român voi fi mereu. În lumea mare de-i pleca, române bun tu nu uita, o țară mică dar frumoasă te așteaptă să te-ntorci acasă. Și de cândva ți va fi mai greu, privește sus spre Dumnezeu, curajul, cinstea și credința îți vor aduce biruința. Și atunci când ești departe de sat și neamul tău, să spui cu demnitate, român voi fi mereu. Și atunci când ești departe de sat și neamul tău, să spui cu demnitate, român voi fi mereu. Român, român, român voi fi mereu. Emilia Dorban. Numere de telefon. Ionuț, prietenul meu bun. Bine, despre Ziua Națională a României. Nu! Nu sunt mândru că sunt român. Nu am niciun aport în faptul că m-am născut pe aceste meleaguri. Există și posibilitatea de a mă naște bulgar, chinez, englez, australian, etc. În schimb, sunt onorat să fi putut face și eu ceva cu viața mea, contribuind cu puținul meu scriitoricesc și uman la mersul înainte a literaturii și mentalității moderne și contemporane române. Așa sunt eu, patriot. Soarta mi-a dat România ca neam și limbă. Destinul mi l-am croit unde mi-a fost dat să mă nasc.
Asta e partea de-a doua. Nu, nu sunt patriot. Puteam fi oriunde în lume. Relativitatea acestei stări de suflet, spirit și fapt îmi permite, din bun simț și logică, să-mi arog arogant acest titlu nobil, prea mult terfelit, transmutat în naționalism, cu toate extremele lui, ori folosit fără strop de substanță sufletească. Sunt român și atât. Dar nu și patriot, în accepțiunea actuală, nici în cea radical mistică a lui Petre Țuțea, care spunea, Dumnezeu e român, dacă nu, el nu există. În schimb, cred și îmi doresc o schimbare la fața României în sens cioranian. Vă mulțumesc frumos! Bravo! Domnul Constantinescu ne onorește pe noi cu două trei. La Alba Iulia vin râuri, în tren, căruțe ori pe jos, a țării populare brâuri, unirii s-aducă prin nos. Trec pe sub poarta lui Mihai, pe câmpia lui Horea vin, românii de pe-al țării plai, la Blaj, acum e câmpul plin. Rezoluția e întocmită de Goldi și apoi citită de Hosu, un mare prelat. Mii de români l-au ascultat. La prânz unirea s-a făcut. Românii toți au triumfat. Chiar dacă jugul i-a durut, ei libertatea și-au aflat. Astăzi e ziua luminoasă pentru poporul meu iubit. Acum în fiecare casă iubirea sfântă a venit. E ziua ta, române pur. Să sune turnicele mulți, să fie dragoste în jur și descrețite mândre frunți. Trăiește clipa fericirii și inima din piept să sară, că simbol este al iubirii și al dragostei de sfântă țară. Uită de zbiri și de dușmani, uită de crime și siliri și azi urează-i la mulți ani ca semn al veșnicei iubiri. Bravo! Verdea bobului, foaie verdea bobului, lung e drumul gorjului, dar mai lunga dorului, de la gorjului. Dorul n-are căpătâi, mărioară din la gorjului, mărioară. Ia la nei ca vreo doi zloți și nu te iubi cu toți. Ia la nei ca vreo doi zloți și nu te iubi cu toți. Ține-ți neică-n plata ta, măi. Ține-ți neică-n plata ta, măi. Mie-mi place dragostea, mie-mi dă cu penica, mie-mi place dragostea, și când dă cu penica, măriță cu mărioară, măriță cu oi ca mura, pupața ne-i cu zagura, gura și căpulătura, pe mine mă mustră lumea, că te pup în toată ziua, că te pup în toată ziua, și eu nu te văd cu luna. Tra-da-da-da-da-da, tra-da-da-da-da-da-da. La lu vecina, care caută pricina, ce mânță în pălărie,
îmi făcea cu ochiul mie, îmi făcea cu ochiul mie, să mă vadă mătule. Ia uși, trecul într-o becărare, te văzui la lumânare. Nebedică? Da. Mata imunez, o Crăciuniță. Da, mulțumesc, să rămână. Hai să ne pupăm încă o dată, de păi, față cu bărbatul. Păi, bani divor. Da. Păi, vă mă aduc eu flori acum. Nu mai suntem noi la tinerețile, da. Păi, dragostea durează 2-3 ani. Restul e... Înțelegere. Am o rugăminte. Cineva de aici. Mergeți și puneți-l la niște costumi, stai că-l cu eu. Și pentru că am fost zilele a mea. Păi are costume și a fost înăuntru, pe care le băgăm în mașină. Că avem costume, are costume și înăuntru. Ea trebuia să aibă 120, dar n-a fișat decât un sfert. Nu mai mulți din ele. Hai să facem. Ce fete? Noi nu suntem, suntem oameni. Noi ce suntem? Aici e Maria.